Grav accident de circulație într-o localitate din județul Vâlcea. Din cauza vitezei, un șofer a pierdut controlul volanului, a acroșat o altă mașină, după care s-a izbit de un gard și s-a răsturnat într-un șanț. În urma coliziunii, trei persoane au suferit leziuni. Evenimentul rutier s-a produs în această dimineață într-o localitate din județul Vâlcea. Șoferul vinovat a pierdut controlul volanului și a acroșat o mașină aflată în trafic. Bărbatul a încercat să evite accidentul și a ajuns cu mașina într-un gard, după care s-a răsturnat într-un șanț. Imediat ce au auzit bubuitura, vecinii au ieșit din casă și au filmat evenimentul. Văzut s-au început și trecut pe lângă el. Lovim o sră în aripa din față și de ce nicu și... Când am făcut achine cu lui gata la urmă, când am dat în gard, La locul accidentului au ajuns anchetatorii și ambulanța. Șoferul care a suferit leziuni a fost transportat la spitalul din Craiova. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.